Bună ziua, dragi prieteni! Pentru prima întâlnire din acest an am ales să vorbim despre informația de mediu privită ca cel mai important aliat pentru o societate durabilă. Conform definiției, o societate care își modelează sistemul economic și social, astfel încât resursele naturale globale și sistemele de suport ale vieții să fie menținute. O societate sustenabilă asigură nevoile prezentului fără a compromite capabilitatea viitoarelor generații de a-și asigura propriile nevoi. La baza oricărei societăți civilizate stă cunoașterea, iar o societate durabilă nu poate fi construită fără o cunoaștere detaliată și aprofundată a tuturor disciplinelor implicate în dezvoltarea durabilă și o punere în aplicare înțeleaptă a acestor cunoștințe. În prezent, comportamentul nesustenabil și distrugerea mediului se datorează lipsei de cunoștințe. Deși deciziile luate la nivel național sau global au la bază argumente științifice și evidențe empirice cuprinzătoare, acestea pot fi privite și sunt privite cu suspiciune la nivel local și individual. Astfel, factorii de decizie, oamenii de știință și alți actori implicați în acest proces au un rol important în comunicarea acestor probleme la nivelul societății într-un limbaj pe care toată lumea îl poate înțelege. Discutăm despre aceste aspecte cu invitații de astăzi, Teodora Tompea, jurnalist Digi24, prezentator și realizator al emisiunii Planeta Ești Tu, Sorin Cebotari, fondatorul proiectului Infoclima.ro, Sorin Manolache, coordonatorul proiectului Radio Econatura și Luminița Roșca, director general EcoSynergy și manager departament de mediu la Stratos, din partea platformei Sustenabil Zi de Zi. Așadar, bine ați venit! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și vă propun să începem discuția de astăzi pornind de la două aspecte. Primul aspect are legătură cu poluarea aerului. Un raport prezentat de Agenția Europeană de Mediu în septembrie 2020, în care sunt analizate date privind influența mediului înconjurător asupra sănătății, arată că cea mai gravă situație din Uniunea Europeană s-ar înregistra în România. Unul din 5 decese ar putea fi pus pe seama factorilor de mediu. Și al doilea aspect ține de împărțirea responsabilității. Pentru că România riscă deja o serie de sancțiuni pentru că nu respectăm directivele europene de mediu, dar ca și în alte societăți, guvernul are puterea de a pune în aplicare legislația care îi obligă pe indivizi să acționeze în mod durabil. În realitate, contribuim cu toții la încălzirea globală prin impactul cumulativ al acțiunilor noastre. Așadar, vă întreb ce putem face noi. Cum putem contribui ca societate la diminuarea poluării? De exemplu, facem un tur de masă și vă invit să răspundeți pe rând la această întrebare. Teodora, începem cu tine. Bine ai venit! Da, bine v-am găsit. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Chiar mă bucur tare mult să fiu aici. Odată că avem ocazia să împărtășim idei și, în al doilea rând, că avem ocazia să învățăm foarte multe lucruri, pentru că este un domeniu pe care trebuie să-l învățăm, sunt absolut convinsă de asta. Mai întâi de toate, știu că poate sună clișeistic, conștientizarea. Nu știu dacă suntem cu adevărat conștienți, în adevăratul sens al cuvântului, de cât de multe lucruri facem în fiecare zi și nici măcar nu ne dăm seama ce impact au. Am fost surprins să dau un exemplu apropo de ce spuneai, lucrurile mici. Când ne spălăm pe dinți în fiecare zi, să spunem un periaj de 2-3 minute, consumăm în jur de 25 de litri de apă dacă lăsăm apa pornită la robinet. Cum ar fi să nu mai facem acest lucru în fiecare zi, de exemplu, și fiecare dintre noi să nu mai facă lucrul acesta? E, cred că, lucrul pe care putem să-l avem ca exemplu atunci când începem ziua, pentru că este unul dintre primele lucruri pe care le facem în fiecare zi. Asta pe parte de mici acțiuni. Pe parte de poluare, știu că vorbim foarte mult de reciclare, de faptul că nu ar trebui să mai circulăm atât de mult cu mașinile, să folosim transportul în comun. Dar aici în țară foarte multă lume mi-a răspuns de-a lungul timpului și atunci când am realizat emisiunea, e bine, dar vedeți că noi aici în România nu avem variante. Da, corect, așa este. Cred că în România și chiar într-o discuție ieri cu ministrul mediului indirect, ar trebui să fie mai mult centrat, apropo de legislație, centrat tot accentul acesta de responsabilitate și asupra autorităților locale. Pentru că în acest moment nu e atât de mult centrat pe autoritățile locale. Sunt amendați poate oamenii simpli, oameni care nu își plătesc de multe ori amenziile, poate nici nu au de unde, și autoritățile locale ar trebui să fie puțin mai responsabile, dacă este să vorbim de deșeuri, colectarea deșeurilor, gropile de gunoi, deșeurile care ard,
Astea sunt aspecte pe care autoritățile locale trebuie să le conștientizeze. Dar ne întoarcem la ceea ce am spus mai devreme. Nu au cum să le conștientizeze dacă nu înțeleg, dacă nu au informație, dacă nu au informația descifrată, decriptată. Nu este într-adevăr un domeniu foarte complicat, dar presupune foarte multe lucruri care vin în același punct. Este planeta noastră în joc, e singura planetă pe care o avem și dacă nu facem ceva în sensul ăsta, nici nu o să fie mai bine. Îți mulțumesc, Teodora. Sorin Manolache, bine ai venit. Care este părerea ta despre acest subiect și ce crezi că putem face noi? Mulțumesc frumos pentru invitație. Păi cred că primul lucru pe care putem să-l facem este să ieșim din pasivitate și să ne implicăm activ în probleme de genul ăsta. Spre exemplu, Asociația Econatura Comunității Boicoi, asociația care dezvoltă acest proiect Radio Econatura, s-a înființat tocmai pentru a combate poluarea aerului din localitatea Boicoi. Practic, patru membri, eu sunt unul dintre membrii fondatori, patru membri au ieșit din pasivitate și împreună au construit o platformă, o organizație care să lupte în mod activ cu poluarea aerului. Practic, am folosit toate mijloacele legale avute la îndemână pentru acest lucru, pornind de la petiții, sesizări, mergând până la meeting-uri de protest, organizarea meeting-urilor de protest, participarea la acțiuni de flash mob, instanță, avem dosare în instanță, prin care încercăm să punem presiune pe autorități să-și facă treaba și în felul ăsta poluarea să fie eliminată din zona respectivă. Deci cred că esențial este să ieșim din starea asta în care ne aflăm noi ca nație și așteptăm de la alții, de la stat, de la oricine altcineva să rezolve problemele și să ne implicăm direct. Să ne implicăm în crearea unor ONG-uri de mediu sau, mă rog, tematica este de mediu, dar se aplică în orice alt domeniu, în, nu știu, protecția animalelor, în probleme de natură socială, în educație, în medicină. Să ieșim din starea asta de pasivitate și să ne implicăm. Să ne implicăm, să formăm un grup de acțiune, să formăm un ONG sau să identificăm un ONG care este vizibil și care are activitate de perioadă de timp și pe care să-l susținem financiar, spre exemplu, sau prin voluntariat. Asta este răspunsul pe care ți-l dau direct la întrebarea adresată. Îți mulțumesc. Deci schimbarea nu se poate întâmpla fără implicarea noastră și ai mare dreptate aici. Sorin Cebotari, care este viziunea ta și a cercetătorilor români pe chestia? Bună, nu m-aș aventura să exprim o poziție din numele cercetătorilor. Unde sunt doi cercetători, probabil sunt trei păreri. Dar îmi este mult mai ușor să vorbesc după câteva idei pe care le-am colectat din ce a zis și Teodora și Sorin. Unul la mână zice, e o teorie foarte interesantă, ca să reacționez la ce a spus și Teodora, o teorie îi spune Spaceship Earth. Să ne imaginăm că planeta noastră este o corabie cosmică și că noi călătorim într-o direcție indefinită, pe o perioadă de timp nedefinită și ca în orice corabie cosmică avem resurse limitate. Respectiv, să încercăm să ne gândim cât mai bine la administrarea acestor resurse, astfel încât să ne ajungă în timpul călătoriei. Ori dacă ești într-o corabie, nu mănânci și nu bei toată apă din prima zi, știind că ai de traversat un ocean. No. O analogie respectivă putem să ne gândim și la planetă, ca să o înțelegem mult mai aproape de ce ni se întâmplă și de ce avem resurse limitate pe Pământ. Acum să revin la ce a zis și Sorin, sau să pornesc și de acolo, aș spune, într-adevăr, și în cercetare se observă că vorbim de multe ori de trei grupuri de oameni. Vorbim de cetățeni implicați, de oameni implicați, vorbim de oamenii invitați, cei care au auzit informația, dar care dintr-un motiv sau altul nu participă într-o acțiune, și de silent majorities, majorități tăcute. No, silent majorities de obicei sunt cele mai multe și sunt acele grupuri de oameni care nici măcar nu au auzit informația, nu au înțeles-o sau nu au conștientizat relevanța ei. No, eu cred că, la fel cum zicea și Sorin, avem parte de foarte puțini active citizens, de relativ puțini cetățeni invitați și de foarte mulți cetățeni care nu au auzit informația, nu știu și nu înțeleg de ce este relevant. Respectiv, rolul nostru ar trebui să creștem cel puțin numărul celor invitați care au auzit informația, dar de dorit a cetățenilor activi. Și în felul ăsta să încercăm să schimbăm perspectiva. Iar ca un ultim exemplu ce ține de perspectiva individuală sau de lucru individual, eram la o conferință în Bruxelles și era președintele GE din Europa.
Și l-au întrebat, oare avem tehnologii să avem numai regenerabile, un sistem energetic regenerabil? Și el a zis, problema nu e în tehnologii, dacă vreți să fim regenerabili, trebuie să pornim cu un pas mai înainte. Cel mai non-poluant mod de a produce energie este de a nu o consuma. Respectiv, ne revine rolul fiecăruia să ne gândim că și atunci când mergem la cumpărături, deși nu se potrivește foarte bun cu modelul capitalist, dar totuși să ne gândim de două, trei ori dacă avem nevoie de un obiect și dacă într-adevăr avem nevoie, putem să-l cumpărăm. Altfel, eu cred că noi avem toți dintre noi acasă foarte multe obiecte și dacă faceți acum o inventariere în casă să vă întrebați, am folosit un obiect în ultimele 6 luni sau prevăd că o să-l folosesc următoarele 6 luni. No, dacă vedeți că timp de un an nu folosiți un obiect, obiectul ăla este un carbon footprint inutil de care nu aveți nevoie și care nu vă sporește bunăstarea. Respectiv, îndemnul meu este să fim mult mai conștienți la consum la nivel individual. Îți mulțumesc, Sorin. Haideți să vedem și Luminița ce părere are și pentru că tot reprezinți astăzi o platformă de sfaturi sustenabil zi de zi, cred că ce a spus Sorin se încadrează foarte bine în subiectul vostru. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu aici alături de oameni implicați și pasionați de acest domeniu și cred că ar trebui încet încet să fim cu toții. Pentru că, așa cum spunea și Teodora, avem o singură casă, da? Și care este pământul acesta pe care trăim. Cred că toți trebuie să contribuim la binele societății în general și nu numai pe aspecte de mediu. Cred că în general trebuie să luăm atitudine. Rămâne în discuție faptul că trebuie create premisele unei societăți responsabile. Și aici cred că intervine rolul autorităților, cum spunea și Teodora, într-adevăr al cercetătorilor, intervine rolul educației, intervine modelelor de bună practică care trebuie împărtășite, intervine rolul mass media, bineînțeles, și ghidul despre care voi vorbi este un instrument de educație, ca și această platformă, Gherila Verde, și ca și proiectele pe care le coordonează Teodora și cu Sorin. Deci cred că cu cât mai multe acțiuni de genul acesta, de educare, de conștientizare, de într-adevăr de clarificare a unor lucruri, o să ne ajute pe toți. Am observat, de exemplu, în ultimul timp că sunt foarte mulți oameni și în cercul meu de prieteni care vor, spre exemplu, să colecteze selectiv, dar nu știu cum să o facă. Da? Deci, inclusiv au primit saci colorați pentru ambalajele reciclabile și în anumite localități, chiar și în sectoare din București, însă nu au primit și un ghid, nu au primit și un, nu știu, un flyer, un ceva, un mic material care să-i ghideze cum să facă acest lucru. Da? Ei nu știu ce să pună acolo. Și poate punem tot sau punem, poate chiar stricăm ceea ce punem. Da? Adică dacă punem printre sticle, nu știu, ceva care este contaminat sau pe care nu-l clătim un pic înainte, da? Un recipient, nu știu, de conservă, de pește, să spunem, poate chiar să facă rău materialelor care sunt în recipientul, în sacul respectiv. Adică, pornind de la lucruri simple de genul acesta, cred că ar trebui și este și rolul nostru celor care ne implicăm în acest domeniu să clarificăm și să educăm. Și na, asta cred că și facem astăzi și prin această emisiune. Îți mulțumesc, Luminița. Vă mulțumesc tuturor. Trecem acum la partea a doua a întâlnirii noastre și aș dori să aprofundăm și să cunoaștem mai mult proiectele pe care voi le faceți și le coordonați. Vorbim despre Planeta Ești Tu, o emisiune realizată și difuzată de Digi24, care aduce în atenție provocările schimbărilor climatice cu scopul de a-i ajuta pe telespectatori să conștientizeze pericolele văzute și nevăzute, dar și să contribuie la micile schimbări de comportament care fac diferența. Teodora, tu ești realizatorul acestei emisiuni, am urmărit-o și am văzut că vorbim de un format care se bazează pe un dialog cu experți în domeniu. Spuneai că aveți ca invitați permanenți un climatolog și un expert în fenomenele meteo extreme. Este limpede că avem nevoie de acest tip de emisiune. Dacă nu greșesc, este singura difuzată în acest moment pe un canal național de televiziune. De ce ați ales voi acest format? Da, l-am ales. De fapt, dorința pentru acest format este una foarte veche. E de aproape un an. E un format pe care eu l-am scris fiind pasionată de subiect,
pasiunea aceasta pe subiectul ecologie a fost cumva de mică. Mama mea a fost în Iași, a înființat la un moment dat o asociație în acest sens, dar bineînțeles că acum 20 și ceva de ani nu a avut foarte mult succes pentru că nu era un subiect despre care se discuta. Însă cu noțiuni din acestea, măcar de bază, am crescut cumva acasă și le-am păstrat cât am putut, măcar la nivel minim. Fiind la televiziune de știri, e clar că e limpede. Subiectele sunt cele care sunt atrăgătoare. Sunt subiecte reale, dar sunt atrăgătoare. Adică trebuie să ai imagini, trebuie să ai informație pe care să o poți da la televizor. De foarte multe ori, clima n-a fost privită ca un subiect atrăgător. A fost, ba din contră, un subiect plictisitor în care am vorbit de-a lungul anilor despre temperaturi, despre vreme, că plouă, că ninge, lucruri din acestea care părea că sunt inofensive. De câțiva ani au început să fie fenomene ciudate și ieșite din sfera normalului și la noi în țară, astfel încât mi-am dat seama tot mai mult că ne îndreptăm și în România spre o direcție pe care nu o cunoaștem și nu o putem cuprinde deocamdată nici măcar cu mintea. Dacă suntem în sfera asta de jurnalism, noi suntem conectați cu ce se întâmplă în lume și fenomenele le-am văzut intensificându-se de la un an la altul, ba chiar de la o lună la alta. Și mi s-a părut că se discută mult prea puțin. Eu am încercat în jurnalele de știri, pentru că meseria de bază este moderator de știri, am încercat acolo să aduc cât mai multe subiecte în atenția publicului, dar foarte pe scurt, câteva minute. Mi-am dat seama că sunt de interes pentru că audiențele erau foarte mari în momentul în care vorbeam despre uragane, în momentul în care vorbeam despre tornadă, vorbeam despre topirea ghețarilor, dispariția unor specii. Un pic neobișnuit pentru o televiziune de știri. Am avut curaj să fac acest lucru pentru că subiectul m-a intrigat și, repet, m-a pasionat. Nu am pretins niciodată că sunt o cunoscătoare în detaliu a subiectului acestuia, dar am zis că sunt deschisă și doritoare să învăț și să fac foarte multe lucruri cât pot de mult. Și chiar cred că pot face foarte mult prin simplu fapt că am această șansă pe care chiar o consider o oportunitate uriașă și onoare să fac această emisiune. Am scris-o acum un an când ne aflam în stare de urgență. Nu mi-am imaginat că se va concretiza, pentru că lucrurile știm cu toții au căpătat o turnură foarte ciudată și părea că niciun proiect nu se concretizează, însă am spus că e momentul, atâta timp cât oamenii toți stau acasă și poate că vor să schimbe ceva, poate că în psihicul colectiv al societăților vor reuși să schimbe și atitudinea pe care o au față de mediu. Luminița a punctat foarte bine mai devreme o chestiune cu care eu mă confrunt săptămânal, reciclarea. Sunt în afara Bucureștiului, locuiesc în afara Bucureștiului, desigur că mi se oferă sacii diferiți pentru reciclare. A trebuit să stau să mă documentez în detaliu despre cum trebuie să reciclez, pentru că sunt destul de curioasă prin fire. Chiar și așa, reciclarea nu se face cum trebuie, pentru că sacii aceia sunt aruncați la oaltă. Mi s-a spus foarte onest de către domnii care vin să ridice în fiecare săptămână că sacii ajung la comun, nu se face reciclare până la capăt, așa cum ar trebui. Eu persist în a recicla cât pot de mult, așa cum trebuie. Și aici sunt foarte multe lucruri de discutat pe care am încercat să le explicăm și la televizor. Pare un efort la început, dar odată ce îl faci, îți dai seama că totuși îți simplifici și tu și ție existența. Astfel încât am început să prezentăm subiecte din acestea. Am dat exemplu de mai devreme cu cât consumăm atunci când ne spălăm pe dinți. Asta a fost doar un exemplu prezentat la emisiune. Specialiștii vin cu perspectiva largă, cu contextul larg și vin cu prezentarea subiectului extins. Dar am încercat să aducem și oameni obișnuiți, mai puțin cunoscuți, care fac lucruri și pentru comunitatea lor și care reușesc cumva să surprindă aspecte din acestea de mediu și ca un exemplu bun. Acum am să zic ca o chestiune de noutate faptul că emisiunea va continua din februarie și vom avea o colaborare în materie de documentare sau, mă rog, reportaje făcute la nivel european cu cei de la 2CV cu care eu colaborez pentru o altă emisiune. Și chiar este un lucru fantastic pentru că cei de la 2CV reușesc să filmeze în Europa. Și au extinsă mult mai, e mult mai largă plaja aceasta de ce se întâmplă pe climă, pe mediu, în țări civilizate, în țări mult mai dezvoltate, Germania, Norvegia, multe, multe țări, că ei sunt și, ies un pic și din Europa când e vorba să filmeze. Din acest motiv, cred că e necesar să venim la televizor, în fața oamenilor cu tot felul de aspecte cunoscute și necunoscute. Noi, echipa Planeta Ești Tu, a încercat să vină chiar și cu dicționar de mediu. Spuneam că oamenii nu cunosc
mulți termeni, nu cunosc multe detalii despre ce înseamnă schimbare climatică, despre ce înseamnă dezvoltare durabilă, sustenabilitate, ce înseamnă cu adevărat sustenabilitate. Ca automatism îl avem poate, îl folosim, dar nu știu dacă îl înțelegem în profunzime, astfel încât am încercat inclusiv partea aceasta de descifrare a termenilor să o aducem în atenția lor. Ce înseamnă o ploaie înghețată? Ce înseamnă niște fenomene care se întâmplă? Știm cu adevărat ce se întâmplă cu un uragan când se formează și de ce se formează și care este impactul? Adică chiar cred că putem face foarte mult noi jurnaliștii și da, poate că pentru o televiziune de știri pare puțin atipic să facem o emisiune mai ales de o oră întreagă pe subiectul acesta. A fost chiar un proiect curajos, dar vă spun onest că surpriza foarte mare este că a fost întâmpinat cu foarte, foarte multă căldură și curiozitate. Sunt telespectatori care mi-au scris și îmi scriu că sunt foarte interesați de ceea ce discutăm sau de ceea ce arătăm în emisiune. Mi-au recunoscut cei mai mulți dintre ei că nu știu, nu se pricep. Nu au foarte multe detalii despre ce ar putea să facă mai bine, dar cel puțin după prima emisiune, când am prezentat acel subiect cu opriți apa la robinet în momentul în care vă spălați pe dinți, că puteți să nu mai consumați 25 de litri de apă de două ori pe zi, în fiecare zi. Foarte mulți dintre ei mi-au spus că vor face acest lucru, că au rămas șocați de consumul real pe care îl produc. Și de aici sunt multe, multe lucruri. Risipa alimentară pe care am abordat-o și am discutat-o. Anotimpurile pe care nu le mai avem. Mi se pare, cred că foarte mulți colegi de-ai mei vă pot confirma, eu mi-aș dori să fie acum iarnă. Multă lume zice, ce bine că avem temperaturi de 13 grade, dar știm cu adevărat că este complet anormal și efectele sunt dezastroase pe termen lung, adică secetă, lipsa apei în sol, asta înseamnă că nu vom mai avea anumite alimente, asta înseamnă că vor fi foarte multe producții afectate. Da, pare frumos că avem primăvara acum la sfârșit de luna ianuarie, dar nu e deloc ok, adică nu e ceea ce trebuie. Noi trebuie acum, în luna ianuarie, să avem o rezervă de apă în sol, astfel încât să putem asigura hrană și nu e vorba doar de hrană, este vorba de seceta care ar putea urma după și așa suntem cu o secetă profundă, adevărat profundă, în anul acesta și ne-au spus specialiștii că nu cred că a mai fost seceta atât de mare. Pare că plouă o zi, două, trei, dar nu este suficient. Adică sunt multe aspecte pe care cred că le ignorăm și pentru că nu s-a discutat. Eu nu știu dacă până anul acesta, poate, nu, onest vorbim până acum 2 ani, 2-3 ani, dar anul acesta mi s-a părut că a fost chiar o centrare a mai multor organizații și a mai multor activiști și a mai multor televiziuni și radiouri și în mediul online s-a discutat mult mai mult despre vreme. Dar faptul că nu am avut acces la tot felul de detalii, poate că nici nu ne-a interesat, e și vina noastră a tuturor, cum am spus aici, cum am spus fiecare, cum am subliniat aici. Cred că în felul acesta putem să și urnim autoritățile locale să facă lucruri, să înceapă să facă lucruri, să fie mai atente și autoritățile locale și noi, da, în bucățica noastră, să încercăm să fim cât mai proactivi. E și teoria aceea geamurilor sparte. Dacă pe o stradă va fi gunoi și se va aduna tot mai mult gunoi, toată lumea va începe să arunce gunoi pe stradă. Dacă vom fi curați, dacă vom fi atenți, dacă vom recicla, dacă vom folosi mai puțin mașina, dacă vom folosi mai puțin apă, dacă nu vom face consum de curent, adică cât mai multe lucruri din acestea simple în fiecare zi, cred că Luminița ne va prezenta mai multe lucruri pe care le putem face extins pe termen lung și în grupuri mari și individual. Sunt absolut convinsă că vom reuși un 1% să schimbăm. Știu, schimbările climatice nu se vor opri atât de rapid și nici nu va fi o schimbare vizibilă. Omul are nevoie de multe ori de ceva palpabil, e adevărat. Dar nici nu trebuie să fim opriți doar pentru faptul că, ok, nu văd într-o lună impactul acțiunilor mele. Îți mulțumesc, Teodora, și ai mare dreptate când spui că de foarte multe ori nici nu suntem conștienți de cum putem influența, îi putem influența și pe cei din jurul nostru cu propriul comportament. Sunt multe lucruri despre care ai vorbit și pe care cei care ne urmăresc le pot vedea pe Digi24. Există acolo, am văzut o arhivă, da, a emisiunilor.
Da, există o arhivă a emisiunilor și oricum am făcut și separat articole, au fost și articole generate de colegii noștri de la site din emisiunea discuții, care au fost foarte interesante, prin prisma invitațiilor mai ales. Da, sunt acolo toate emisiunile și ele vor fi în continuare pe măsură ce le vom lucra. Acum încercăm să venim cu o îmbunătățire a emisiunii, adică lucrăm întreaga echipă la o îmbunătățire a emisiunii, pentru că ne-am dat seama că oamenii sunt și mai curioși, vor să afle și mai multe lucruri, astfel încât încercăm să introducem și alte elemente în emisiune, să trecem un pic de, cum spunea Sorin, nu doar părerea specialiștilor, și aici colegii noștri de la 2CVL care ne vor furniza materiale externe și modele de bună practică, pentru că în afară sunt mai multe modele pozitive și de așa da, vom încerca să venim cu mai multe aspecte în emisiune. Acum lucrăm, formatul va rămâne în mare parte același, adică va fi tot o emisiune de o oră, specialiștii vor fi cei care ne vor ajuta să descifrăm și mai mult, poate că trebuie un pic și mai pe înțelesul tuturor, am înțeles și eu că trebuie să fiu poate mai aplicată și mai... cu informații mai firești, să nu mergem doar într-o sferă științifică și să nu pară că suntem la o oră de educație ecologică. Și chiar cred în această emisiune că poate să ajungă la cât mai multă lume. Ea a avut chiar un impact foarte bun, o zic, asumat, fără să pară că sunt lipsită de modestie, dar m-am bucurat de reacțiile oamenilor, că aici era important să-mi scrie și să-mi spună ce au înțeles, ce au văzut și ce și-ar dori să facă de astăzi, începând din minutul următor. Îți mulțumesc, mergem mai departe. Trecem la InfoClima, care prezintă știința din spatele schimbărilor climatice pe înțelesul tuturor. Rețeaua este formată din cercetători români și contribuie la îmbunătățirea calității discursului public în legătură cu schimbările climatice, încurajând cercetătorii și oamenii de știință să comunice publicului larg rezultatele cercetărilor din domeniu. Trebuie să spun de asemenea că InfoClima este partenerul Gherila Verde și că noi încercăm să și republicăm articolele scrise de contributorii rețelei și asigurăm prezența cercetătorilor în evenimentele noastre. Unul dintre aceștia este chiar Sorin Cebotari. Bine ai venit, Sorin! Este coordonatorul și fondatorul acestui proiect și contributor pe subiecte ca dezvoltare sustenabilă, energie regenerabilă și economie circulară. Așadar, Sorin, cine sunt ceilalți cercetători români care formează rețeaua InfoClima? Bună, Nicoleta! Încă o dată, mersi mult pentru invitație și mersi mult pentru ajutorul în a transmite mai departe mesajele pe care le fac sau le scriu cercetătorii noștri din rețea. Într-un final, ce ne propunem noi la InfoClima e să oferim posibilitatea cercetătorilor să vorbească ei mai mult despre schimbările climatice sau despre subiectele lor de cercetare, însă într-un limbaj mai adaptat pentru a fi transmis publicului larg. Iar noi, la rândul nostru, încercăm să creăm o rețea de comunicare cu jurnaliștii, pentru că ei sunt agregatorii și cei care pot să transmită mesajul mai departe și să ne ajute și ei, la rândul lor, să scrim mai bine. Cred că una din marele metehne a oamenilor de știință e că, de multe ori, trăim într-o bulă. Eu am făcut și eu un doctorat și una din marele nemulțumiri în perioada doctoratului era că nu știu care e impactul social al lucrării mele. Deci, la un moment dat ajungi să publici articole științifice, vorbești cu oameni din domeniu, dar tot rămâi într-o bulă oarecare de, știu eu, 10, 20, 100 de oameni și nu știi impactul cercetării tale. E unul asezabil, ajunge dincolo de mediul universitar sau nu. Toată ideea din spatele InfoClima a fost, de fapt, să le oferim și cercetătorilor un mod de a vedea dincolo de cercetarea academică. Și la momentul dat, cred că suntem în jur de 12 sau 15 cercetători români, dar care studiază la diferite universități. Deci avem și cercetători de la Universitatea din Aalborg, din Strasbourg, din UK, avem pe cineva, inclusiv și cercetători români de la Universitatea din București, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Mulți dintre ei sunt tineri, foarte dornici de a comunica științific, popular science communication, și e și pentru ei un exercițiu. Un exercițiu să încearcă să traducă argumentele alea științifice, de multe ori întortocheate, într-un limbaj simplu și accesibil. Deci, practic, noi de când am început să scrim, am redescoperit argumentele pe care le formulam relativ ușor în articole științifice, le-am redescoperit pentru publicul larg pentru că a trebuit să le regândim. Uite, de exemplu, eu de curând scrisesem un articol
apropo de ce spunea Teodora, despre faptul că dacă continuăm ritmul de poluare actual, într-o 100 de ani nu o să mai avem zăpadă în Europa să schiem. Deci un impact foarte vizibil la nivel de societate. Altfel, știam lucrurile astea sau le intuiam în baza modelelor meteorologice, dar când a trebuit să traduc lucru către o chestie foarte asezabilă, foarte umană, a devenit important și pentru mine, mult mai important și mult mai relaționabil, pentru că îmi place să schiez și uite, poate eu mai prind să schiez, dar nu știu dacă copilul meu o să prindă sau nu știu dacă o să prindă copiii lui și atunci devine o problemă cu clar impact social, cu impact asupra mea și a familiei mele. Și m-am bucurat că am putut să traduc argumentul ăsta la fel, s-au bucurat și ceilalți cercetători, de exemplu, Lorena, o altă cercetătoare care a scris despre problemele cu sistemul alimentar și cum schimbările climatice ne fac un impact sau un impact atât asupra sistemului alimentar, cât și ce mâncăm noi poate să aibă un impact asupra schimbărilor climatice. Și cum ai văzut și tu, am întrebat-o pe Lorena de ce a scris asta și mi-a povestit istoria de la autoinfecție alimentară și așa și cum de acolo a pornit ideea, păi poate nu mai mănânc carne și ce se întâmplă și cum deja nu mai mănâncă carne de ceva timp și e bine pentru ea, dar înțelege și implicațiile societale majore a lucrului dat. Toate aceste mesaje vin să ne transmită că și cercetătorii sunt membri a societății, doar că în lipsa unor instrumente accesibile pentru ei să transmită și în lipsa unui antrenament, că aici vine vorba și puțin de sistemul educațional la noi care e foarte mult taxat sau aș zice că e închis în sine în discuțiile academice interioare, nu prea știm cum să transmit mai departe, cu cine să vorbesc, cu cui să merg să mă adresez. No? Noi în ultima perioadă, începând din septembrie de când ne-am lansat, ce am făcut, am încercat să sun jurnaliști, să vorbesc, să le spun despre ce facem și să stabilim o relație și am întâlnit foarte mare deschidere de la oameni de a asculta ce facem, de a prelua articolele noastre, de a le transmite mai departe, de a vorbi cu noi. Da, până nu faci pasul ăsta, tot rămânem cu argumentele între noi. Și, de exemplu, e foarte ușor să mergi să vorbești cu un meteorolog și să-i spui de încălzirea globală, o să te creadă, nu o să te confrunte și o să ai un om care e pe aceeași lungime de undă cu tine. Dar nu e asta ceea ce căutăm. Dimpotrivă, trebuie să încercăm să discutăm cu cei care nu știu, nu ne cred, nu văd, nu au auzit, nu înțeleg și aia încercăm să facem într-un final. Iar de ce spunea Teodora, ca ultima remarcă, spunea Teodora că multe din concepte sunt neclare, personal și pentru mine încă sunt neclare. Deci și când scrim articolele și eu încerc să descoper ce e aia dezvoltare sustenabilă. Și o fac deja de 6 ani, dar uite, în modul ăsta, interacționând cu jurnaliști și care mă întreabă, încerc să mă definesc așa într-un mod mai simplu și uneori reușesc, că dacă îi să te uiți numai academic, e foarte complex și complicat și e de multe ori frustrant că nu știi răspunsul la o întrebare atât de simplă. Îți mulțumesc! Un proiect la fel de curajos este și Radio Econatura, care a fost creat pentru a susține un mediu curat și sănătos prin promovarea unei atitudini responsabile față de mediu la nivelul publicului larg. Radio Econatura este un proiect nou și curajos, așa cum spuneam, pentru că, deși avem mare nevoie de un astfel de radio, sunt convinsă că munca din spate și resursele necesare sunt o provocare pentru echipă. Sorin, care este provocarea din spatele acestui proiect? Care este povestea și ce vă propuneți pe termen lung? Și Radio Econatura a fost gândit cumva, sau analiza a fost efectuată tot în perioada de lockdown de anul trecut. El a luat ființă ca în baza experienței pe care am acumulat-o în activitatea de la asociație, pe lângă litigiile acelea despre care vă spuneam la început, îndreptate pentru îmbunătățirea calității aerului, am fost implicat și în alte proiecte, cum ar fi politici publice alternative privind monitorizarea și calitatea aerului. Un proiect național derulat împreună cu alte ONG-uri din țară, în care am încercat să identificăm toate acele bucățele din legislație care pot fi îmbunătățite, astfel încât să creăm un cadru legislativ mai bun mediului. Mai avem și dezvoltăm și o rețea proprie de monitorizare a calității aerului în Băicoi, pentru că asta este o altă problemă a noastră, a României, stațiile de monitorizare, care sunt insuficiente, cele naționale, și după cum știți, deja au luat amploare rețelele alternative, care oferă un etalon sau, mă rog, o modalitate de a monitoriza independent calitatea aerului. Ei bine, în toate acestea, în toată activitatea noastră, am constatat impactul deosebit pe care îl are expunerea publică a unor probleme de mediu,
În concret, noi am organizat două marșuri de protest la Băicoi, care au fost prezentate în mass media națională, de Digi24, de televiziunea română, și atunci am observat o atenție deosebită acordată de autorități din momentul în care aceste probleme au devenit publice. Și atunci proiectul acesta este legat de această oportunitate pe care noi vrem să o dezvoltăm pentru alte ONG-uri sau pentru alți activiști de mediu sau pentru alte persoane care activează în zona asta și care se lovesc de aceeași problemă care ne-am lovit și noi în Băicoi. Deci, practic, să le construim o platformă unde se poate exprima liber. Apoi, credem foarte mult în puterea exemplului și sperăm ca prin programele pe care le vom dezvolta la Radio Econatura, prin jurnalele de radio pe care le realizăm acum, să creăm exemple pentru ceilalți și cumva să impulsionăm și alte persoane să treacă la acțiune și să iasă din pasivitate. Și nu în ultimul rând, vrem să susținem în mod activ toate ONG-urile care lucrează și poate care nu sunt cunoscute pe plan național și în felul ăsta vrem să încheiem cu ei parteneriate și vrem să dezvoltăm relații. Și pot anunța acum că primul parteneriat pe care le-am încheiat este cu voi, cu Gherila Verde, și mulțumesc pentru oportunitate. Pentru că în final este vorba despre educație. Cred că doar educația poate schimba mentalități și ne poate ajuta să trăim sănătos și în armonie cu natura. Și voi asta faceți la Gherila Verde. Ca provocări, principala provocare este cea de natură financiară. Până acum proiectul a fost construit folosind foarte mult voluntariat, implicând membrii asociației. Pe parcurs am păstrat legătura cu oameni din radio, care au fost foarte deschiși și ne-au ajutat cu foarte multe informații și know-how. Avem chiar un realizator de radio care a aderat la noi și a devenit un fel de consultant permanent, Valentin Panduru. Știu că nu-i place să-i spun numele, el stă cumva în umbră, dar ne-a ajutat foarte mult și sunt recunoscător și vreau să-i menționez numele cu această ocazie. Așadar, avem și know-how, știm cam ce trebuie făcut în radio. Ne lovim de partea asta financiară. Încercăm să obținem niște fonduri, am scris un proiect și încercăm să finanțăm din fonduri europene. Cam asta ar fi principala provocare. O altă provocare reprezintă schimbarea mentalității celor care activează în zona de protecția mediului. Sunt cam toate ONG-urile care sunt vizibile, au un site sau o pagină de Facebook și cam atât. Nu sunt foarte mulți cei care produc podcasturi sau care vor să producă audio și noi asta încercăm să facem, să creăm o punte și să invităm. Noi încercăm să avem această infrastructură și să-i sprijinim, să-i ajutăm parte de editare și să-l oferim timp de antenă în mod gratuit. Momentan avem o direcție clară audio, mergem în zona de pop, rock și alternativ. Punem accentul foarte mare pe muzică românească. Avem foarte multe formații românești care sună foarte, foarte bine și pe care îi difuzăm. Distribuim informația prin Facebook, prin pagina radioului radio-econatura.ro și prin aplicațiile, practic, pe care se poate asculta acest radio. Măsurăm impactul, în special pe Facebook, unde avem postări cu zeci de mii, cu un impact de zeci de mii de persoane, ceea ce este foarte interesant. Am ajuns la 3600 de urmăritori în, nu știu, câteva luni, în 3 luni. Și se dezvoltă. Deci există apetit pentru acest tip de informații, avem un feedback foarte bun din partea societății și nu rămâne decât să fim perseverenți și să continuăm în direcția asta. Și unde vă putem asculta? Radio Econatura. Puteți accesa www.radio-econatura.ro și puteți asculta acolo, avem un player integrat în această pagină. Ne mai puteți găsi și pe o serie de aplicații de mobil. Până acum nu am mediatizat, nu am făcut reclamă efectivă postului de radio. Ne-am concentrat un pic pe crearea unei comunități în mediul online, în Facebook. Și aici va trebui să dezvoltăm partea de social media.
și ne-am concentrat iar pe crearea de conținut, pe crearea jurnalelor de știri. O problemă deosebită în România este aceea că România nu generează suficiente știri de mediu și atunci trebuie să mergi în afara țării, exact cum spunea și Teodora. DG are posibilitatea să discute cu DGV-le. Noi va trebui să efectiv să căutăm știri din afară pe care să le traducem, lucruri care consumă foarte mult timp. Da, cam atât. Îți mulțumesc, Sorin, și vom asculta mult mai mulți, vom asculta Radio Eco Natura. Mergem mai departe cu sustenabilzidezi.ro, care este un ghid de sfaturi practice pentru un stil de viață sustenabil, cu informații care te vor ajuta să înțelegi câteva principii ale unui stil de viață cu impact minim asupra mediului. Luminița, pentru cei care nu cunosc încă acest ghid, aș vrea să ne ajut să înțelegem cum îl putem folosi și cum îl putem aduce în viața noastră. Mulțumesc, Nicoleta. Da, ideea acestui ghid a pornit la o simplă discuție așa informală cu partenerii noștri Asociația Environ. Ne-am gândit, exact cum discutam și mai devreme, cum putem să facem să vorbim mai pe înțelesul noi fiind specialiști, mă rog, în acest domeniu, noi pe ambalaje, ei pe electrice și electronice. Ne-am gândit ce ar fi să adunăm, să colectăm niște informații, practic asta reprezintă ghidul, niște informații comasate și structurate pe 24 de capitole, gândindu-ne la activitățile pe care oamenii le fac rutina zilnică, da? Pe care le fac zi de zi, de la mersul la cumpărături, îngrijirea copiilor, îngrijirea casei, mersul la serviciu, hobby-urile, organizarea de petreceri, plecările în vacanță. Și am luat practic așa și am schematizat viața oamenilor de zi cu zi, a noastră majorității. Și practic în fiecare capitol am centralizat și am cules informații despre cum putem în activitățile noastre să impactăm mai puțin mediul. Este un ghid, nu este un... Bineînțeles că informații se pot fi aduse în plus în acest ghid, nu este o listă exhaustivă, dar cred că am centralizat acolo cele mai importante best practice-uri pe care le-am întâlnit. Și cred că ne propunem ca acest ghid să devină un cod al bunelor maniere în ceea ce privește responsabilitatea față de mediu. Cum spunea și Teodora, sustenabilitatea pentru unii a devenit deja un clișeu, adică toată lumea aude de sustenabilitate. În definitiv înseamnă grija față de mediu. Și așa cum avem grijă și de copii, de vârstnici, trebuie să avem grijă și de mediu. Trebuie să ajungă să devină o calitate umană, o trăsătură umană. Și fără să facem eforturi extraordinare. Adică nu ne, în acest ghid o să, și sper să-l parcurgă și să-l citească cât mai mulți oameni, sunt lucruri foarte simple, sunt lucruri care nu presupun prea multe eforturi, da? Nu înseamnă că trebuie să ducem o viață lipsită de confort făcând lucrurile acestea. Nu înseamnă să renunțăm la hrană bună, nu înseamnă să renunțăm la haine bune, ci tocmai înseamnă să apreciem mai mult calitatea și nu cantitatea. În acest ghid este și un ghid de cultură generală, dacă vrem să punem și această valoare, să adăugăm și aceste valoare ghidului, pentru că acolo se regăsesc foarte multe informații interesante, precum, nu știu, faptul că este nevoie de 800 de litri de apă pentru a produce un singur tricou. Da? Sau că, cum spunea și Sorin, în 80% din timp s-a demonstrat tot prin cercetare că în 80% din timp folosim 20% din, doar 20% din obiectele pe care le avem. Că sunt vestimentare, că sunt obiecte din casă.
Și dacă, nu știu, cumva nu ne convinge grija față de mediu sau ni se pare ceva foarte abstract sau un lucru pe care nu-l vedem, impactul nostru asupra mediului, că este pozitiv sau negativ, nu-l vedem imediat, nu-l vedem azi, nu-l vedem mâine. Îl vedem în timp și sunt oameni care, dacă nu au gradul de măsură, dacă nu văd efectiv rezultatele bune sau rele, nu sunt motivați să facă lucrurile acestea, dar putem să ne automotivăm prin faptul că grija față de mediu înseamnă și grija față de sănătate. Da? Mersul cu bicicleta, mersul cu trotineta înseamnă sănătate. Mâncare, o mâncare mai bună sau o mâncare chiar și mai puțină, da? înseamnă sănătate. Ne mai putem uita și la cheltuieli. Da? Prin grija față de mediu o să observăm că reducem considerabil și cheltuielile, bugetul de cheltuiele al casei. Cum este și vorba aceea, este cu 100% mai ieftin dacă nu cumperi sau nu folosești. Adică dacă oprim apa, dacă avem grijă de să stingem lumina din încăperea în care ieșim, să scoatem electrocasnicele din priză, probabil că dacă cineva ar avea răbdare să contorizeze și să cuantifice toate aceste acțiuni în bani, am vedea că la finalul anului putem să facem ceva mai bun cu bănuții respectivi. Sunt foarte multe exemple în ghidul pe care noi l-am dezvoltat și exemple pe care cu toții le știm, dar poate nu ne propunem să le facem, pentru că avem și mentalitatea aceasta că, domne, dacă eu fac și restul 100 din jurul meu nu fac, păi eu degeaba mai fac. Trebuie să ne dispară acest efect de turmă și să încercăm să ne luăm mai mult după cei care fac lucrurile acestea sau chiar noi să fim un model pentru ei. Sunt lucruri chiar interesante și cool, așa cum este vorba în prezent printre adolescenți, cum ar fi să împachetez cadourile în ziare, da? Sau în reviste. Vedem chiar și la florării. Observăm că la florării ei au acele ambalaje care arată ca un ziar vechi. De ce să nu-l folosim pe, nu știu, revista de acasă în a împacheta un cadou sau un buchet de flori? Sau cadourile. De exemplu, cadourile, cred că toți am observat că este mult mai important să primim un cadou din suflet, un cadou handmade, ceva făcut de mâna cuiva. Asta este iar o acțiune sau un lucru pe care putem să-l facem și ne punem și creativitatea în mișcare, reducem și costurile, nu știu, implicăm și familia, copilul, să spunem, în astfel de activități. Adică sunt beneficii pe toate planurile. Nu numai, v-am zis, poate sunt oameni care nu zic, domne, lasă-mă cu mediul, cu nu știu ce, da, ok, asta e treaba guvernului, asta e treaba autorității, asta e treaba ONG-urilor, asta e treaba, UN Global Compact, mă rog, nu toată lumea care... Toată lumea ar ști de aceste entități, dar, mă rog, specialiștii știu, nu este treaba mea. Atunci ne gândim la sănătate, ne gândim la cum să facem o activitate plăcută cu copilul, ne gândim la banii, la cheltuielile familiei și atunci, din orice latură, cred că putem să găsim argumente să facem mai bine. Ghidul este pe site-ul www.sustenabilitizi.ro. Ne propunem să îl promovăm cât mai mult, să-l diseminăm cât mai mult prin intermediul platformelor cum este și Gherila Verde și îți mulțumesc, Nicoleta, pentru această oportunitate. Ne propunem să mergem în școli, ne propunem să facem niște parteneriate cu școli private pentru început și apoi poate reușim chiar și în școlile de stat să ajungem cu ghidul. Ne propunem să-l și edităm, să-l avem în librării, dar aici ne gândim puțin pentru că practic contravine unor principii, da? Și anume de a nu consuma prea mult, da? Aici nu suntem foarte siguri că vrem să facem lucrul acesta. Dar deocamdată el este disponibil pe site-ul de care am menționat anterior și pe alte canale, orice fel de invitație, bineînțeles, este binevenită
și de ce nu și parteneriate viitoare cu chiar și cu invitații prezenți astăzi. Cam acesta a fost și scopul întâlnirii, de a vă cunoaște între voi și de a crea o entitate mult mai mare care să ne servească tuturor. Da, proiectul vostru este foarte interesant și trebuie promovat cât mai mult în forma lui actuală, în forma digitală, care asigură și accesul mult mai ușor la aceste informații. Prin urmare, noi putem da o mână de ajutor aici. Și trecem la ultima parte a întâlnirii, care e dedicată unei dezbateri și a unui schimb de idei și a întrebărilor primite de la cei care ne urmăresc. Una dintre observații și propuneri ar fi să discutăm despre reciclare într-un mod onest. Adică există și reversul medaliei și se vorbește mai puțin, pentru că este un aspect negativ și să nu cădem în tentația de a spune că nu ne avantajează reciclarea. Sorin Cebotar, eu aș începe cu tine. Cercetătorii cum abordează această chestiune a părții mai puțin pozitive a reciclării? Partea mai puțin pozitivă a reciclării sau cea mai bună parte de reciclare e când nu ar trebui să o facem. Cred că aici ne-am referit din nou. Eu vin pe ideea că putem să reducem din ce trebuie să reciclăm și toată ideea adusă, de fapt nu de mine, de circular economy, de economia circulară, perspectiva economiei circulare care vine de un concept abordat și în literatură academică, dar cred că e foarte bine abordat și în literatura tehnică sau policy, literatura de politici publice la nivel european. Și aici cred că sunt principiul celor 7, 9, 12 reuri care vin de la recycling, reusing și așa mai departe. Și cred că multe dintre ele, apropo, le și folosim deja în România, în comunitățile noastre sunt folosite, doar că acum încercăm să ne distanțăm de ele și ce am în vedere prin cele câteva reuri. Înainte de a ajunge să reciclăm, care practic este considerat ca printre ultimii pași acceptabili într-un mediu sustenabil, ar trebui să facem multe alte reuri înainte de asta. Primul ar fi să reutilizăm acel lucru. Deci să nu îl aruncăm din start, dar să ne gândim la reutilizarea lui. Al doilea lucru, de exemplu, ar fi să-l reparăm. Odată ce se strică un lucru, nu-i musai să-l arunci, nu-i musai să-l duci înapoi și nici măcar nu trebuie să-l duci la un buyback program. Din asta poți pur și simplu să mergi să-l repari. Nu-i nimic rău în asta, mai ales dacă lucrul este unul bun din producție. Al treilea ar fi să, ceea ce zic englezii, remanufacturing, să-l remanufacturezi. Deci, din nou, să nu-l arunci direct, ci să găsești o metodă ca lucrul ăla să fie preluat de producător și să producătorul respectiv să folosească multe dintre componentele acestui lucru pentru a-i da o a doua viață. O altă re ar fi recascading, deci să-l recaschedezi, să-i scazi din valoarea acestui lucru, dar să nu îl arunci cu totul, deci să-l folosești pe altă poziție. Și atunci, în felul ăsta, practic, noi ajungem mult până la reciclare. Reciclarea ar trebui să fie, de fapt, ultimul pas pe care noi trebuie să-l luăm în a ne debarasa de lucruri de care nu mai avem nevoie. Deci, de la exemplu cu pantofii la care ți s-au rupt talpa și poți să mergi să le înlocuiești talpa, nu e obligatoriu să-i arunci. Și ce trebuie să înțelegem noi e că, de fapt, nu este un lucru rău sau rușinos. Multe din comunități le fac din lipsa surselor materiale, multe din familii sau multe din concetățenii noștri fac reurile astea, dar nu din motiv de sustenabilitate. Le fac pentru că e mai ieftin să repare un lucru decât să cumpere unul nou. Ar trebui să înțelegem și să încurajăm astfel de dinamici nu ca fiind unele rușinoase, ci dimpotrivă ca fiind unele sustenabile. Și la nivel de politici publice poate ar fi bine să încurajăm un astfel de comportament, pentru că dacă ne uităm la experiența Europei de Vest, acolo se ia curentul invers, deci ei nu mai merg pe ideea de consum. Zic, nu e foarte bine să cumperi lucruri noi. Mai bine închiriezi lucruri, mai bine îți iai lucruri, mai bine folosești transportul public. Din nou, noi avem un atașament aparte față de proprietate, de ownership. Vreau să am mașina mea, vreau să am bicicleta mea, vreau să am papucii mei. Bine, papucii, e bine să ia aia tăi.
mașina de spălat, frigiderul și așa mai departe. Ori în vest avem tu mai multe modele de închiriat. Poți să-ți închiriezi frigiderul, adică câtă bucurie îți aduce proprietatea asupra unei mașini frigorifice. Poate dacă o închiriezi pe 20 de ani, îți poți permite să plătești chirie pe un frigider mai bun decât să cumperi un frigider care te costă relativ mult acum. Deci asta vreau să zic, că modelele de reciclare sunt acolo și avem tehnologia, nu în România, din nou, în România vorbim despre un plan integrat de management a deșeurilor de mult timp. Și din câte știam eu acum 2 ani, nu sunt foarte abilitat în subiect, dar de câte știam în 2 ani, numai în Bistrița Năsău, cred că s-a aprobat și a început să implementeze proiectul. Altfel, toate județele au aplicat, nimeni nu a mers mai departe de aplicație. Poate s-a schimbat situația de atunci de când mi-am luat eu informațiile, dar era dezastruoasă la momentul dat și cred că anul trecut eram la 3 sau 5% reciclare. Deci nu e ca și cum am stat bine la reciclare, ce vreau eu să spun e că trebuie să prevenim reciclarea, iar odată ajungi la reciclare, ar trebui să, cred că, să combinăm o serie de măsuri, într-adevăr, campanii de informare publică, dincolo de campanii de informare publică, încurajarea cetățenilor și după ce avem asigurat un anumit background de educație, încurajare, politici, infrastructură, ar trebui să aplicăm și sancțiuni. Experiența mea când am fost am trăit 2-3 luni în Bruxelles, a fost fermecătoare și m-am și speriat puțin pentru că mi-au spus colegii de acolo de unde am trăit că vezi că dacă reciclezi greșit, nu o să-ți ridice gunoiul din fața ușei și după aia vine poliția și îți dă amendă 200 de euro. Deci am stat și am citit, vă zic sincer, am citit jumătate de oră cum se reciclează corect, cum trebuie să spăl, pentru că m-am speriat că îmi dau ăștia amendă Și aveam 6 sau 7 sacoșe diferite. Deci nu era vorba că e sticlă la sticlă, e sticlă întunecată, sticlă deschisă, aia așa, așa. Nu putem să implementăm așa un sistem în România, ar fi prea de tot, dar în eventualitatea în care am face mai întâi campaniile de informare, infrastructură și așa, am putea să urmăm și cu măsuri coercitive. Nici într-un caz însă invers, să punem măsurile în cap locului. Dăm amenzi cât în cape, că n-ai știut tu să faci. Radio Eco Natura este deschis în a aborda subiectele legate de ecologie și din partea cealaltă a monedei. Discutați deschis despre părțile mai puțin plăcute ale... Sigur că da. Abordăm tema reciclării. Aș vrea să continui un pic ideea lui Sorin Cebotari. Eu cred că ar trebui să noi ca nație să recunoaștem, să avem curajul să recunoaștem că nu facem colectare selectivă și nu facem nicio reciclare în România. Simulăm. Pornind de la noi, de la simpli cetățeni, până la cei care, până în lanțul final, care ar trebui să ducă la bun sfârșit reciclarea. Și cred că trebuie să existe un focus în zona asta, în perioada următoare. Pe lângă amenzile pe care ne dă Uniunea Europeană, poluarea aerului, ce provine de la grob de gunoi, este cauzată de modul în care noi ne aruncăm gunoi, efectiv. Și faptul că în gropile respective de gunoi nu ajung, bunuri care putrezesc și care dispar, ci ajung baterii, ajung tot felul de substanțe toxice care generează hidrogen sulfurat și alte substanțe toxice în oxigen. Avem curajul să abordăm teme dificile la Radio Econatura. Generăm dezbateri în spațiu public pe Facebook între, și asta este un lucru foarte interesant, faptul că nu suntem urmăriți doar de cei care sunt pro-mediu și pro... Spre exemplu, am avut postări despre defrișările de păduri, da? Și am avut câteva lor de poziții din partea unor angajați, chiar Iron Silva, cu opinii pertinente, pe care dacă ei nu le-ar fi adus, nu le-am fi cunoscut. Și este interesant pentru noi să creăm această dezbatere între părți. Nu ne interesează în mod special să intrăm într-o bulă și să o super fidelizăm. Vrem să ajungem la cât mai mulți oameni și să propunem subiecte îndrăznețe. Și da, nu suntem nici fanatici de mediu, nu suntem nici transportatori de fake news-uri de mediu. Pur și simplu încercăm să identificăm realitățile și să le aducem în atenția opiniei publice. Planeta Ești Tu are în vedere abordarea asta și o dezbatere despre chestiunile. De foarte mult timp s-a discutat, de exemplu, despre bateriile mașinilor electrice, care nu sunt atât de ecologice cum credem noi, și e un întreg curent. S-a produs o întreagă dezbatere pe acest subiect și este doar un exemplu. Da, chiar am avut la un moment dat o mică discuție
într-una dintre emisiuni anul trecut exact pe acest subiect, să nu cădem în capcana unor produse sau a unor servicii care se vând ca fiind eco, ele nefiind în totalitate. Aici, de fapt, a fost analiza mai degrabă a amprentei de carbon pe care un produs poate să o aibă, pentru că și aceasta este foarte periculoasă, dar din nou, dacă nu explicăm ce înseamnă amprenta de carbon, dacă nu înțelegem cu adevărat cum se fabrică un lucru, telefonul mobil, care este amprenta de carbon a telefonului mobil, bun, acum nu spune nimeni să nu avem telefon mobil, dar exact cum spunea Sorin puțin mai devreme, să încercăm să ne gândim cu adevărat de câte lucruri avem nevoie, dacă le vrem doar că dă bine în societatea aceasta care este oricum de consumerism mai mult, dacă e cu adevărat un lucru pe care îl voi utiliza pe termen lung. Eu sunt un om care își dorește, își propune în general să utilizeze lucrurile pe termen lung. Apropo că vorbeați de reciclare și de foarte puțină lume știe de cum ar trebui să procedez cu pastilele, cum reciclez pastilele după ce ele expiră. Faptul că aici este un pericol pentru natură, de fapt, pentru orice ecosistem e pericol dacă nu reciclezi pastilele cum trebuie, dar te lovești de o altă problemă. Tu poți să-ți strângi pastilele frumos acasă, au expirat, le duci la o farmacie pentru care exista în mod normal o legislație în acest sens. Însă e o contralegislație care vine cu altă abordare și spune păi farmaciile nu sunt obligate să le primească, adică sunt și tot felul de chichițe din astea care se lovesc de foarte multe ori cap în cap și e clar că noi trebuie să fim curajoși, să fim ambițioși, să ținem la ideea noastră de a proteja mediul, dar acum să fim și onești. Omul dacă vede că el încearcă și face un an, doi, trei, la un moment dat o să spună ok, dar eu fac și nu sunt susținut de nimeni și de nimic. Din acest motiv vă spuneam la începutul intervenției că e un pic nevoie de mai multă implicare a autorităților locale. Acum eu sunt într-o localitate în afara Bucureștiului, locuiesc într-o localitate în care v-am spus partea cu reciclatul, însă în rest am observat că e destul de multă atenție la aspectele astea, de exemplu panourile pe care le-au folosit pentru iluminatul stradal, curățenia care este pe stradă. Am apreciat cât de cât niște lucruri care s-au putut face măcar așa de suprafață. În rest, da, știu că în cartierul meu, în curtea mea, ține de mine cum fac lucrurile, să nu mă apuc să dau foc la niște cartoane, doar că nu mai am loc de ele în sacul de gunoi. Asta este o altă poveste. La Planeta Ești Tu, da, e un subiect pe care îl abordăm tot timpul. Cum ar trebui să facem chiar și cel mai greu lucru, că spunea Luminița de știm câtă apă se consumă pentru producerea unui tricou. Da, eu am fost surprinsă să aflu despre amprenta de apă. Pentru o halbă de bere se consumă alte câteva zeci de halbe de apă. Adică, ok, nu putem să fim nici în... să cădem în paradigma cealaltă, să devenim habotnici, nu mai facem asta, nu trăim complet izolat, pusnic, dar cât de cât un pic să avem așa în vedere, am niște sticle de apă pe care mai degrabă le reumplu decât să mă duc să-mi cumpăr în fiecare săptămână de la supermarket, nu? Mai bine îmi cumpăr un filtru de apă și încerc să le reumplu și să le refolosesc, să le reciclez la un an, la doi ani, le spăl. Da, presupune un efort, dar eu fac, de exemplu, efortul acesta, vă dau exemplul cu apa. Refolosesc sticlele de apă și vă zic onestit că se deformează spălându-le și reutilizându-le, dar prefer să fac asta decât să mă duc să cumpăr apă fiecare săptămână, să-mi iau apă de la supermarket și să stau să consum o groază de plastic, de exemplu. Vorbim, iată, tot despre gesturi mici pe care le facem fiecare dintre noi acasă. Luminița, ne întoarcem la educație, pentru că nu vrem, nu vrem, acolo este speranța, educația ecologică și mă uit și la comentariile pe care le veți vedea și voi poate după terminarea întâlnirii pe Facebook. Ne întoarcem la educație ecologică, ne întoarcem la școli, ne întoarcem la ce transmit părinții acasă copiilor. Știu că informația pe sustenabil zi de zi, am văzut că este cumva structurată și aveți și acolo Green Kids, dacă nu mă înșel. Gândirea voastră este cumva axată să discutați direct cu părinții cum să comunice cu copiii sau vi se pare... Da, cred că trebuie să încercăm pe toate planurile. Eu ce am observat așa din experiența mea cu adulții și cu copiii, copiii sunt mult mai receptivi. Cred că ne va fi mult mai greu să schimbăm adulții și mentalitatea adulților.
decât a copiilor. Copiii chiar și acum mai află de prin școală și sunt mult mai captează mult mai repede informația. Problema este la adulți, la cei care aruncă ambalajele din mașină, mucurile de țigări pe jos. Acolo cred că este realmente o provocare. Și este efectul acesta de turmă, cum spuneam, și am citit un studiu pe partea de sociologie și de cum imităm comportamentul ca adulți, da? Că dacă mergem într-un loc unde este mizerie și noi avem tendința să aruncăm pe jos, 99% dintre noi are această tendință, nu o să-și bage mizeria în buzunar. Dacă mergem într-un loc unde este curat și toată lumea respectă lucrurile acestea, atunci ție cumva, na, ție jenă sau de jenă sau nu știu, din... Da, noi dorim să educăm cât mai mulți oameni și, cum spuneam, vrem să mergem și prin școli, dar cred că provocarea mare este, va fi în mijlocul adulților. Și cum spunea și Sorin Cebotari, cred că este și un specific al țării noastre, al României, de a avea, de a arăta că am cel mai nou telefon. Nu pot, domne, dacă n-am ultimul tip de iPhone, se întâmplă ceva. Adică avem chestia asta de show-off, știți? Să arătăm, să demonstrăm sechelele noastre din epoca comunistă, probabil, când nu aveam. Dar n-am rămas și cu lucrurile bune din epoca comunistă, da? De a consuma mai puțin sau de a duce înapoi maculatura. Ok, eu înțeleg și știu că este o problemă partea cu infrastructura și aș vrea să spun și eu ceva despre reciclare. Nu este... Reciclare se întâmplă în România și eu pot să vă spun pentru că activez în domeniul managementului de ambalaje. Și suntem una dintre organizațiile care este implicată zi de zi în activitatea de reciclare a ambalajelor. Noi preluăm obligațiile producătorilor de a recicla 60% din ambalajele pe care le pun pe piață. Noi suntem practic o verigă din acest lanț, de la producător la reciclator. Noi încheiem parteneriate, contracte cu colectori, cu reciclatori și finanțăm aceste activități. Deci știu foarte bine că se întâmplă, dar nu putem să spunem că nu se întâmplă. Și sunt fabrici și sunt industrii destul de mari în România, și pe zona de plastic, și pe hârtie, carton, și pe sticlă, PET. Se fac lucrurile acestea. Problema, din punctul meu de vedere, acum este la zona de populație. Adică industria, producătorii, companiile mari sau mici, chiar și cele mici, își doresc să colectează selectiv. Noi avem un portofoliu foarte mulți clienți, majoritatea clienților noștri, și avem în jur de 1000 de clienți, care colectează selectiv la birou, la depozitul pe care l-au și predau aceste deșeuri colectate selectiv către colectori autorizați, desigur. Deci în zona de industrie și comerț, la fel, marile lanțuri de retail, mall-urile fac acest lucru. Acolo se întâmplă lucruri. Vin colectori, le colectează, le transportă la reciclare. Problema este un pic mai complicată la nivelul populației, pentru că, așa cum discutam, nu avem infrastructură. Oamenii, într-adevăr, vor să aibă infrastructură și foarte aproape de casă. Asta este ideea, să nu meargă. Nu sunt mulți oameni care merg cu pungile în portbagaj până la niște locuri unde se colectează selectiv și sunt preluate. Este un pic peste mână să facă acest lucru. Deci ne-ar trebui infrastructură și aici este rolul autorităților, al salubrității, să investească în zona aceasta de infrastructură, educație și de aici și apoi, într-adevăr, și penalități și amenzi. Țările civilizate, pe care le cunoaștem cu toții, unde se întâmplă lucrurile acestea, oamenii aceia nu au fost educați altfel decât așa. Și noi ar trebui să facem același lucru. Trebuie să lăsăm un pic populismele astea și nu punem penalități, că nu ne mai votează alegătorii sau, eu știu, alte motive. Acesta, pentru că este normal să plătim. Nu este normal să aruncăm ceva, să nu plătim, da? Este principiul acela, poluatorul plătește. Deci dacă aruncăm, trebuie să plătim. Că nu plătim gunoiul, oricum cei care nu plătesc gunoiul plătesc probabil pe altă parte, plătesc alte taxe. Noi oricum cu toții plătim ecotaxă pentru pungi, da? Plătim pentru uleiurile minerale la magazin, plătim pentru anvelope, plătim pentru bateriile de mașină, da? Avem acea garanție pe care o lăsăm la magazin.
Adică, cum necum, plătim și este normal să plătim. Așa și gunoiul și trebuie să fie foarte transparent. Nu ascund sub alte taxe sau sub alte să coste mai mult produsele. Trebuie să plătim pentru ceea ce aruncăm și cu cât vom arunca mai puțin și mai responsabil, cu atât vom plăti mai puțin. Asta este și ideea acestui pay as you throw, care trebuie implementat la nivelul întregii țări. Și ce spunea Teodora cu amestecarea deșeurilor, și aici este un pic parțial, este parțial adevărat. Noi am întâlnit și ne-am confruntat cu problema aceasta la nivelul clienților noștri, care spun, domne, noi colectăm, pentru că sunt și clienți mici, unde nu vin companiile mari de colectare, colectorii mari, nu vin. Dar în schimb, o să zicem, vine salubritatea. Și zice, domne, dar de ce să eu să colectez selectiv dacă salubritatea vine și le amestecă? Bun, le amestecă, dar ei tot le duc la o stație de sortare, că și îngreunează munca proprie, că în loc să sorteze mai puțin, sortează mai mult sau în loc să aloce o resursă umană mai mare, mai mică, alocă una mai mare, dar se întâmplă. Deci și acolo se întâmplă. Poate ar trebui să se întâmple mai mult, într-adevăr. O presortare. Da. Iată că vorbim despre educația ecologică și de informația de mediu ca despre niște subiecte de nișă, dar cred că suntem toți de acord că acestea sunt chestiuni de interes general. Natura ar trebui să fie importantă pentru noi toți, indiferent de vârstă, educație sau situație financiară. Iubirea față de natură începe în copilărie, începe acasă și poate mai mult decât alte societăți europene, noi români încă ne mai putem aminti de viața la țară și de vacanțele la bunici. Eu reprezint o generație pentru care în copilărie noțiunile de reciclare, sustenabilitate și economia circulară mi erau străine, însă mă bucur să putem încheia întâlnirea de astăzi într-o notă optimistă, pentru că aceste lucruri sunt acum firești și vor deveni un stil de viață pentru generațiile viitoare. Eu vă mulțumesc, dragi invitați, încă o dată pentru prezența la această întâlnire și la acest eveniment găzduit de Gherila Verde. Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit și să ne revedem cu bine. La revedere! La revedere! La revedere! Mulțumim!